Bun găsit la un nou episod din Istorii Secrete. Continuăm subiectul de data trecută alături de invitatul meu, Florin Postolache. Am rămas cu discuția la momentul în care v-ați dus la muncă, ați fost exclus, nu s-au mai formalizat, ați văzut că nu reușiți să vă votați excluderea, au luat ei decizia unanimă, mă gândesc, și ați plecat spre casă. Da. Aveam un videorecorder Fisher. Era lunașul și era la mine acasă. Și ne uitam la un film. Și au apărut... Dar v-au zis ceva când v-au dat drum spre casă? Fiți atenți că o să vă căutăm, fiți atenți nu, că ceva? Nu, dar nici nu ne-au abordat în uzină milițienii. Da, ne-au înfierat un pic ăia de la București. Aha. Au cerut condamnare la moarte, asta au cerut. În ședință publică. Da? Avem pedeapsă maximă, da. Ăștia și șeful de secție, care era șeful de secție, au cerut pedeapsa maximă. Cu asta a început. Cerem pedeapsa maximă pentru tot ceea ce a făcut. Și asta am auzit de câteva ori de-a lungul... Deci se constituise acolo un soi de tribunal popular? Ce era acolo, da, în uzină? Da. Bun, și cum a sunat sentința? Păi nu era sentință. Ei așa își începeau pledoriile. Da, am înțeles. Cerem pentru tot ce au făcut, cerem... Și consecința cerințelor lor s-a concretizat în ceva în ziua aia? Nu s-a concretizat. Cum s-a terminat? Și plecați acasă? Am plecat acasă, da. Așa. Am plecat acasă, ne-am dus, am mai muncit un pic. A, da? Da, păi... De-aia vă zic că n-a fost așa o chestie. Ne-au certat, ne-au înfierat faptele și am zis gata, s-a terminat. Mm-hmm. De acum începea. A venit acasă, dacă țin eu bine minte, 6 miliție. 6 miliție, nu vă spărați, trebuie să veniți. În aceea zi? Da, luni, pe 16, da. 16 la ora 17. Vă rog să veniți să vă luați buletinul, maică mea, cum să plece? Și a zis, păi nu, stai, știi, dacă nu mă dă două declarații și se întoarce. Și mi-a dat un plăvăraș pe mine, așa era în noiembrie. Și zice unul dintre ei, ce zici dacă mergem cu troleibuzul, că nu avem benzină, fugi? Pe unde să fug, doamne? Și m-au dus la... M-a dus la... Ați luat troleibuzul până la urmă? Cu troleibuzul m-au dus. Incredibil. M-au înconjurat așa în troleibuz. Toți și se uita lumea ca la cir. Dar lumea era temătoare deja. A, da? Da, se plutea un sentiment de teamă. Se aștepta, pentru că apăruseră trupe de tot felul acolo. Brașov a fost un oraș unde erau patrule cu câini seara prin oraș. Deci erau patrule care patrulau pe perimetre și soldați și milițieni și de toate. Deci era ca într-un câmp de luptă, era așa. Și m-am ajuns acolo și m-a preluat un domn capitan. Tovarăș, domn, mai să nu le mai zic tovarăș. Să nu le mai zic tovarăș că nu mai am calitate. Nu mai aveați calitatea, gata, ați făcut de rușine. Nici de utecis nu mai am. A, da? Nu mai. Eram un număr și atât. Ce număr? Nu, numărul l-am avut în cât eram arestat, 462. Păi de asta, da, deci numărul 462. Da. Okay. Și a venit un capitan simpatic de la București și mi-a zis, Florine, știu că tu locuiești doar cu mama și că ești băiat bun și sportiv de performanță și m-a luat cu lucruri frumoase și gingașe și așa și scrie, mă, ce ai făcut. Păi ce să scriu? Păi scrie acolo. Și zice, te scap eu, stai liniștit, nu-ți face probleme. Eu, naiv. Și am scris ce am scris pe acolo, a venit, băi, zice, hai că mă duc să corelăm cu nașul, că ați fost împreună, să nu scrie el altceva, tu altceva. Zice, iau ce băiat bun e ăsta. Și vine ăla cu falca, ruptă și zice, mi-e... Bodyguardul primarului. Da, ăla. Da, care ieșise la întâmpinare. Tu-s morți, mătii, că mi-e rupt falca, că nu știu, îți rup falca, mă, nu vezi... cât sunt eu și cât ești tu, cum să-ți rup ce fac. Și m-a legat, era un belciug, fiecare încăpere la miliție avea un belciug în perete. Și m-a legat cu cătușele de belciugul ăla și mi-a tras un pumn în rinic de-am căzut în genunchi. Eu nu știam că de obicei toți ăștia mă lovesc, că dacă noi n-am avut treabă cu miliția, nu eram infractori, eram muncitori, nu eram... Da.
Așa, și aia a fost cea mai dură lovitură, pentru că a fost prima. După aceea ne-am obișnuit, că e o chestie așa, să te obișnuiești cu bătaia, dar te obișnuiești cu bătaia până la urmă, pentru că nu ai ce face. Norocul nostru e că am stat o singură zi la Brașov. La Brașov ne-au căsăpit. Ne-au ținut în birouri și veneau fiecare în fiecare încăpere și te bătea. Cum intra unul, cum te bătea. Cum intra unul, cum te bătea. Și asta, să ajung la băiatul ăsta și mă bate ăsta. Erau anchetatori brașoveni sau de la București? Cadrele superioare erau de la București. Cei care vă băteau? De la Dinamo, de la lupte. Da. Și de la miliție. Dar de la lupte vă spun, pentru că vă povestesc un episod. A intrat unul, când a intrat nu s-a mai văzut din tocul și pic de lumină. Și avea urechile de la saltea, erau așa cum au luptătorii. Mai e urechea cum trebuie. Și eu am avut inspirația să-l întreb dacă e luptător la Dinamo. Venise să mă bat. Și când i-am pus întrebarea, a pus mâinile pe birou și a zis: băi, copile, în ce te-ai băgat? Mai erau trei ca el la ușă. Pe ungurul, pe tovarășul meu, l-au bătut, de l-au năucit, ăștia patru. Cătușa erau, niște matahale de oameni. Sigur erau luptători. N-aveau de unde să fie. E, cu ăla am scăpat. În schimb, ăsta, care zicea că i-a rupt falca, pleacă după ce mă lovește. O singură lovitură v-a aplicat la fica, ziceți. Prima a fost, mi-a dat mai multe, dar prima a fost, după aia încep să te ferești, încep să... Cât poți, mă rog, legat de perete. Da, ai spiritul ăla de conservare și încep să iei poziții de astea mai defensive. Și te aștept să te lovească, că... Na. Și vine ăsta de la București și zice: ce, de ce-i supărat? Păi zic, uite, a venit un și m-a bătut. Bă, tu sunt morții, mătii. Zice, stai că mă duc eu și arăt eu lui. Eu, iarăși naiv, îl cred. Pleacă ăsta, se întoarce ăla. A, te-am bătut. Băi, și iar mă ia ăla la omor și mă bate și... Pleacă, vine capitan. Mi-am dat seama câtă bătaie să iei, ca să nu-ți dai seama că ăștia erau înțeleși. Și unul intra, altul ieșea. Și zice: băi, am mai venit ăla. Nu, am mai venit. Faci, capitan, cum se poate? Nu, nu, am mai venit, doamne. Bă, dacă mai vine să-mi spui că îl bate, îl omor. Și ăla mă punea, spune, scrie. Și eu scriam, mai mințeam câte ceva și zice: băi, vezi că ăia au scris altceva. Scrie acolo: am strigat jos Ceaușescu. Menționez, am mințit. Și tot așa aveam teste. Și la un moment dat zice: știi ce se întâmplă, prietene? Hai că-ți dau drumul. Du-te acasă. Și când ajung la ușă, zice: păi fătu-ți morții, mătii. Păi tu ai impresia că pleci acasă, bă, nenorocitule. Deci m-a lăsat să ajung până la ușă, m-a lăsat să cred că plec acasă și pe omul a zis: bă... Adică v-a scos cătușele, v-a tot acumul, da, și... Da, da, și du-te acasă. E, ăsta a fost un capitan de la poliția, de la București. Acum nu știu ce, de unde era, dar... Un băiat mai spălat, mai așa. E, și toată seara până dimineață, intrau peste tine și te băteau. Palme, pumni, îți dădea câte o cană în cap, de-astea. Dar era și interogatoriu sau pur și simplu umilință? Nu, și, nu, 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 și interogatoriu deloc. Fizică și psihică. Deloc. Deloc? Interogatoriul l-am avut cu ăsta, cu băiatul ăsta de la capitanul de la București, ăsta mi-a luat câteva declarații. Dar ăștia las, nu, ăștia intrau și te băteau numai, ăsta era rolul lor acolo. Dar nu că numai pe mine. Pe toți? Toți, tot etajul ăla lua și îl bătea de... Ți-audeau țipete, urlete? Da, nici nu mai știu. Da, mai simțeai țipete, urlete, pentru că ce se întâmplă? Noi dimineața am plecat la București. Bănuiesc că n-ați dormit deloc, nu? Nu, nu. Nu v-au lăsat să închideți un ochi? Nu, erau niște scaune acolo, la un moment dat, într-un birou, dar erau unii bătrâni. I-am așezat pe cei bătrâni și pe cei bătuți, rău. Da, băteau și bătrâni sau vă băteau doar pe voi tineri? Dacă băteau femeile. Deci e femeie care i-a spart timpanul, așa au lovit-o. Este femeie care a avortat, au lovit-o în stomac până a pierdut copilul. Acolo, în noaptea aia? Da, în perioada aia cât a fost, că au fost și la București femeile. Deci... A, le-au luat și pe ele la București? Da, da, da. Și tot ce au cules din seara aia, ce li s-a părut, n-a plecat nimeni acasă? Din 500 câți am fost arestați, 100 am plecat la București. 400 au plecat acasă, au stat o zi, s-au stat și poate m-au mai luat câte o zi, câte o oră, au mai... Da, i-au bătut, i-au... Deci au bătut în mod egal pe toată lumea? Pe toată lumea, n-au făcut discriminare la bătaie. Da, și a doua zi plecăm spre București,
în prima dubă am fost care pleca. Vă dați seama, în fața poliției, părinți, neamuri, prieteni, puzderie de lume, să afle ce se întâmplă cu noi. Și au plecat patru dube ca să nu se știe, în patru direcții diferite, ca să nu știe unde ne ducem. Și ne-au pus... Vedeați afară din dubă? Nu, nu. Dar când am intrat în dubă, era o dubă... Dar nici dube n-am văzut în viața mea, ca să zic. Dar în antecamera dubei erau, pe o parte și pe cealaltă, erau celule. Unde erau cei arestați o zi înainte, direct din manifestare. Bătuți, distruși la față. Erau și cu lanțuri cu bile la picioare. Oia nu mai fuseseră coborâți din mașină, acolo au fost ținut. Acolo ea, sau o fi fost undeva și a băgat după aia în dubă, nu știu. Dar i-am văzut acolo, erau... patru pe parte, parcă optinși erau, bătuți, desfigurați și aia ne-a oripilat bilele alea la picioare, lanțuri cu bile, erau legați. Erau conștienți? Da, erau conștienți. Da? Erau conștienți. Deci ne-au băgat vreo 40 de inși într-o dubă de aia, unde abia respirai, și numai că ne-au băgat în duba respectivă, ne-au pus și cătușe și ne-au legat cu mâinile la spate. Cătușele, iar nu aveam de unde să știm că dacă tragi de ele, alea au scripete și tragi de ele, îți intră cătușa în mână. Și am tras de ele așa și a izbucnit un cor de urlete acolo, a trebuit să oprească duba ca să ne desfacă cătușele, să ne lege câte doi după aia, să ținem mâna sus așa ca să nu se mai... Și am plecat cu prima dubă la predeal, am crezut că ne împușcă. Ne-au dat jos din dubă și ne-au trimis pe câmp. N-am înțeles niciodată de ce. Și am zis că ne omoară. Făcea parte din programul de tortură psihică, probabil. N-am înțeles niciodată. Am văzut o emisiune la un moment dat la un post brașovean, un infractor de drept comun povestea că în perioada aia era în celule la Brașov și auzi niște discuții cum că urmează să fie împușcați muncitorii de brașoveni la predeal. Am văzut emisiunea și chiar am vorbit cu realizatorul și a zis, da mă, eu i-am luat interviul omului. Nu știu, cert este că îți vezi toată viața în față când... Deci stați puțin, v-au dat jos din dubă, v-au scos cătușele sau... Nu, deci cătușa. Doi câte doi v-au împins pe câmp. Ne-a zis să mergem pe câmp. Mergem pe câmp, după aia ne-au băgat în... Cei care erau cei mai... Știu că la un moment dat cei bătrâni țipau cel mai tare. Și unul de 20 de ani a zis, băi, tu ai 50 de ani, măcar ți-ai trăit viața, dar eu la 20. Ce țipau? De frică că o să ne împuște. Erau... A, nu ne-am omorâți? Nu ne... Da, 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 da. Erau temători față de viața lor. Mm-hmm. Și am ajuns să ne-au băgat înapoi în dube, nu știu, tot un exercițiu, ceva, nu știu ce naiba au fost să facă cu noi. Ne-au băgat în dube și până la București ne-au dus ca pe sardele. Și am ajuns la București, la Inspectoratul General al Poliției Capitalei. Nu mai erau locuri la securitate să umpluse, nu știu cum au... De fapt știu cum e, pentru că la securitate băgau câte unul în cameră. Și au băgat câteva celule și după aia pe noi ne-au băgat cu cei de drept comun. Cazurile speciale, pentru că chiar atunci când am intrat în celulă, mai erau 4 sau 5 și acolo. Și mi-a zis unul, m-a întrebat că suntem de la Brașov, știau deja că se întâmplă. A, da? Ne calculase și pedepsele, a zis, aveți între 6 luni și 2 ani jumate. Da. Și ne-a dat apă, că eram varză de la Brașov la București, eram ca așa. Și ne-a zis, ne-a liniștit unul, ne-a zis, deci de aici n-a scăpat nimeni. O singură dată a intervenit doamna Elena Ceaușescu și atât. Aici a scos în special. Da. Și asta, o primire optimistă, da, așa. Da, da, era un doctor ginecolog. Chiar ne-a mirat că avea program de somn și o carte și citea și... Dar bine, doctorul acela a avut grijă de noi. Mm. Deci doctorul acela era un fel de psiholog acolo pentru noi, pentru că eram după interogatorii... Domnul ginecolog bănuiesc căsăltat pentru niște... Un avort. Un avort, da. A vrut... Deci era un profesor universitar, un om la 60 de ani. A vrut să-și ajute o colaboratoare și aia l-a dat în primire. Și l-a băgat pe omul ăsta la 60 de ani. Culmea ironiei că m-am întâlnit cu el după Revoluție și la Tușnat și n-a vrut să stea de vorbă cu mine. A, da? A fugit, da. Și tu zici, domn doctor, dar nu, omul ne ajutase. Cine știe ce traumă fi? Omul ne ajutase acolo. Ții minte că la un interogatoriu, un nenorocit, aveam echipă de
ofițeri acolo. Aveam un dosar pe care scria Maior Voinea. Nu știu de unde era, dacă era Maior Voinea. Mai aveam pe unul care era nici bun, nici rău. Era așa între și era unul, ziceai că e un lup de la siberian. Când se uita la tine, îți venea să intri în pământ. Ăla, la prima interrogatoră mi-a dat vreo 100 de palme. Nu știa să bată. Pe lângă tratamentul celor de la Brașov, ăsta era biet pui săracu, nu, habar n-avea. Numai că te umilea, te, era capitan, nu știu ce era, ăla era maior, erau grade superioare la București, cei care ne anchetau și era o echipă care se ocupa de tine. Unul era băiatul bun, unul era băiatul rău, unul îți dădea... Pentru că ungurul meu a venit și l-a arestat și el era pregătit cu pufoaică, cu luase direct de la muncă. Eu eram un plăvăraș și mi-a dat vestea lui să dorm. Era noiembrie și geamul deschis la celulă. Era ca naiba de frig. Și ăsta fuma, eu nu fumam. Și la un moment dat tot ceream maiorului Voinea, dați-mi și mie o țigară. Și îmi dădea... Și dracu, fuma, țic, parcă Carpați, nu mai știu ce fuma. Și zicea, fumează aici? Nu, dar că fumezi. Și eu duceam lui ungurașul ăsta. Ăsta, capitanul ăsta, fuma... Kent, cred. Kent, da. Și zic, o, tu cetățenii anchetatori, îmi dați și mie o țigară. M-a bătut. Cetățenii anchetatori? Așa mi-a zis să-i spun, cetățenii anchetatori, pentru că mi-am pierdut orice drept. Da, da, da. Deci eu nu folosit mai... apelativul tovarăș. Se terminase cu tovarele, cu tovarășia. Acum eu eram... Nu mai erați egalul lui. Nu eram. E, toți aveau... Așa și v-a bătut că i-aș cerut un Kent? M-a bătut de m-a rupt, s-a urcat cu picioarele pe mine. Am avut tupeul să-l... E, și tot individul ăsta, la un moment dat, am întrebat dacă are dreptul. Și el a mușcat repede și... Dacă are drepturi? Dreptul. A, dreptul? Și el a crezut că întreb dacă are dreptul facultate. De eu întreba să-mi dacă are dreptul să mă bată. Să vă bată, a. Și l-a înțeles după aia. M-a bătut de... Iarăși, da, bine, aveam satisfacția că, în sfârșit, făcusem un pic de mișto de el. Dar aveați curaj, ce să zic? Curajul vârstei... Na, dar altceva vreau să vă spun, că la un moment dat am vrut să-i dau cu birou în cap, mi-aduc aminte. Ați vrut să ripostați? Sau da, pur era simplu? Un birou, cred că avea vreo 200 de kilograme. Mai țin minte numai cum încheieturile se albiseră și m-am trezit în celulă, am făcut un șoc. Am avut un șoc. Da? M-am trezit după 2 ore. Doctorul le-a zis, lăsați-l în pace, a făcut un șoc și lăsați-l să se plimbe prin celul. A chemat un doctor, n-a venit nimeni. Și două ore m-am plimbat prin celulă până mi-a revenit. Și m-a luat după ăla, s-a interesat, după 2 ore a trimis după mine și m-a întrebat dacă am zis dau cu birou în cap. Știam că e prost, acum iarăși îl provocam, iar mă bătea, că lui nu-i trebuia mult să Da, și a zic, erau cazuri speciale acolo. Dacă ți erați în celulă? 6, eram 7. 3 de la 15 noiembrie eram. Da. Și 4, unul era de la fabrica de unt, de la Slobozia, furase grăsimea din unt și nu știu ce îl băgase acolo. Unul era de la o școală de șofer, nu știu ce făcuse, doctorul ăsta. Deci din Barașov erați 4? 3. 3? 3. Eu cu un gurașu și mai era unul de la Vaslui. V-au anchetat și împreună sau separat tot timpul? Nu, separat. Dar de multe ori te lăsa să... Te băga într-o încăpere unde puteai să asculți ce declară ăla despre tine. A, da? Dacă eram, da, și auzeam, băi... Au cedat colegii, v-ați auzit? Da. Au fost care au cedat, da. Știți care e problema? Că chiar am avut o discuție cu un băiat... Dumneavoastră ați avut momente în care ați zis, gata, lăsați-mă? Am avut un moment, deci diferența între Brașov și București a fost imensă. La Brașov te băteau, la București te torturau psihic. Deci erau interogatorii de genul, cum ziceam eu, maică ta e jos în beci, o violează patrunși. Sau, uite, venea cu fotografie de pe calea București unde aveam bloc. Uite blocul tău, nu-l mai vezi. Sau, te băga într-o încăpere unde era un difuzor, unul urla, iar pe pereți erau sânge. Cea scrie. Cam asta era. Și multe altele, ce povesteau prietenii de-ai mei, că unul zicea că l-a pus să vorbească cu nevastă sa la telefon și să urle ca să arate soției că e la muncă. Și ăsta urla și îi dădea asta câte una după cap și urla și aia își dădea seama că e la muncă. Deci a fost mult mai rău, iar bine, nu le dea să mâncăm la un moment dat, deci am slăbit vreo 12 kg.
Într-o lună. Într-o lună, mai puțin de o lună. Pentru că dimineața îți dădea un ceai și un sfert de pâine, pe care trebuia să-l mănânci toată ziua. La prânz îți dădea arpacaș, să nu mai văd arpacaș în viața mea, și ăla era rece. Era așa o... ceva gelatinos, așa. Uh-huh. Și seara nu prindeam, că mă lua la interogatorii. Și mai venea dimineața. Interogatorile se nimereau să fie când aduceau masa. Uh-huh. Și combinau lipsa de somn cu masa. Și cu masa te obișnuiești să nu mănânci. Cu lipsa somnului... Dacă mie îmi spune unul că a rezistat la tortura asta, eu îi mănânc... Câte nopți ne-a dormit aia? Trei. Trei la rând? Aș fi spus orice. Serios? Serios. Orice scriam. Dar cum nu vă lăsau să dormiți, în sensul... Deci haideți să vă spun. M-a luat la 6 la 18, din celulă, și până dimineață la ora 6 sau la 8, nu mai știu la cât, eram la interogatoriu. Ei la 3-4 ore se schimbau. Și te trezeai că e unul nou în fața ta și ce scrie, aceleași lucruri. Deci nu ceva... Spusesem, da, domne, am fost, am făcut, am stricat jos Ceaușescu, am făcut, atât am făcut. Nu le ajungea. Și tot așa. Și la un moment dat am zis, puneți-mi ce vreți să scriu. Semnez orice. Deci pentru 10 secunde de somn, pentru că la ora 6 ajungea, e în celulă. Dar nu te lăsa să te culci. Nu. Trebuia să stai pe marginea patului, că dacă te întindeai în pat, toți cei din celulă, 2 ore s-ar fi plimbat prin celulă. Nu se mai așezau. Deci îi condamnați pe cei, pe colegii de celulă. Și trebuia să stau pe marginea patului, ăla te urmărea tot timpul pe vizetă, băiatul ăla, să vadă dacă... Dar știți care e paradoxul? Faptul că, deși eram după 3 zile de nesomn, când apucam să ajung noaptea în celulă câteodată, chiar după ce am dormit prima seară, în momentul cât ai fi fost de obosit, cât ai fi fost de... Dacă auzeai că umblă la zăvor, că dacă umbla la zăvor, înseamnă că te ia la... Te ridica instant. Da. Deci erai treaz. Toată lumea, da, toți, nu numai eu. Deci toți, când auzeam că se umblă la zăvor, că trebuie să ia pe unul la interogatorii, atunci, gata, eram... Și acasă de multe ori, când auzeam după o perioadă, când auzeam umblându-se pe la... Imediat eram... O perioadă grea și după ce am scăpat de acolo. Multe lucruri s-au schimbat după ce am scăpat din aresturile ăstora. Da. Da, în timpul acestei terori, înțelegeați ce se întâmplă, în sensul... întrezăreați vreo finalitate... Un deznodământ, i-ați întrebat, băi, ce vreți până la urmă, ce urmăriți? Adică, ce vă ținea totuși psihicul? Ce vă ținea în viață? Ei vreau să găsească un țapi spășitor. Asta am înțeles. Dar nu erați dumneavoastră, nu vă... Nu. Asta bănesc că nu putea să semnați, da, mă, eu am făcut, că nu... Nu, dar ei au găsit țapi spășitor până la urmă, directorii de la uzină. Da. Și au detașat câțiva, că și acolo e o chestie. Deci aia care... Au găsit 2 sau 3 pe directorul economic și pe încă unul, i-au dat afară și i-au mutat la alte uzine la Predeal sau nu știu unde. Ce ziceți că după Revoluție și-au statutul de fost deținut politic pentru că el a fost persecutat? El fiind mână în mână cu securitate. Și mă duc la TVR și fac o emisiune și spun și zic, uite, doamne, ce se întâmplă. Și ăla vine la mine și spune, băi, frate, da. Și eu am fost persecutat. Dar de ce ați fost, domnul, persecutat? Ați participat la revoltă? Ați fost arestat? Ați avut familie dumneavoastră? Nu, păi și atunci despre ce vorbim, domnule? Sunt 2 lucruri distincte. Nu e rușine. Tupeul românului, da. Da, și tupeul lor. S-au împlinit 30 de ani de la revoltă și s-a făcut un film comemorativ cu domnul Tofan de la BBC și cu TVR-ul. Și în film apare un torționar. Un torționar care, conform spuselor lui membrilor, apar interogatorile în cartea lui Oprea, a bătut în timpul achetei capitanul Ionaș. Ce zici că ăsta apare în filmul nostru la 30 de ani și ne spune, dar faptul că îi apare capul la mare pe ecran așa și îl vezi și nu-ți vine să crezi. Și îl zice, I-am apărat pe oamenii ăștia, că dacă nu eram eu, îi băteau ăia de la București de îi rupeau. Ia uzi.
Și ies și încerc să apar undeva, vorbesc cu toată, nimeni n-a vrut să mă prea. Serios? Serios. Ce, nimeni. Ați încercat la TVR și nu? Nu. Păi cum, dacă ei au dat bani la film, dar ce, erau... Și chiar, până la urmă, m-a acuzat pe mine, că zice mie domnul Tufan, domnul Pusache, dar e un demersul jurnalist, nu am nici cu dumneata. Dar demersul jurnalistic ar fi însemnat că lângă mărturia lui domnul ăla, s-o suprapune spalea. Mărturia unuia care a fost bătut, nu? Mm. Zice, nu, domne, că lumea nu-i proastă. A, domnule. Dar chiar așa, uite, pentru că suntem la acest moment, a încercat vreunul dintre nemernici ăștia de la Brașov sau de la București să vă protejeze, să fie mai puțin da. Criminal? Da, 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 s-a întâmplat. S-a întâmplat adică da? Să vedeți și o latură umană a acestor torționari? Da, era, uite, de exemplu, maiorul ăsta Voinea, mă mai lăsa câte, nu știu cât ațipeam, că era, dezvoltasem un instinct de conservare și ațipeam 5 secunde, cât, și pe urmă eram treaz și printre pleoape așa, nu păream că m-am trezit, îl urmăream. Avea altă față. Era una fața de anchetator, mm-hmm. când era în direct cu mine, și în momentul în care credea că și era singurul care mă mai lăsa să ațipesc câte mm-hmm. un pic, vedeam altă față și îmi povestea despre copilul lui și multe lucruri. A, da? Da. Avea un copil de vârsta mea, bănuiesc că aia a fost... Scăparea dumneavoastră, da. De fapt. Bine, ăsta era șeful lor, deci ăsta nici n-ar fi trebuit să bată. Ăsta chiar la un moment dat juca, nu știu cine juca fotbal România cu Austria sau ceva de genul ăsta și mă luase una la interogatorii să-i recunosc pe unii care au spart în sediu central. Și eu îi spuneam, doamne, dar eu n-am intrat în sediu central, cum să văd eu pe ăla ca spart? Și am dădea palme peste cap și el iese dintr-un birou și zice, bă, Florine, România a făcut 0-0 la Viena cu Austria, a dat ăla, nu știu ce, deci așa o chestie, dar așa speriat. Și a mai fost un tip la, când ne-au adus la Brașov, ne-au băgat în celule și era unul foarte rău acolo, un plutonier major rău. Chiar l-a lovit pe unul cu teu într-o zi și la un moment dat a apărut unul, eram rupt de foame și de sete, aveam 24 de ore de când nu mâncasem și a venit cu un om cu Eugenie, un milițian și ne-a dus Eugenie. Serios? Da. Și a zis, soția mea lucrează în steacul și a fugit. Ne-a dat la fiecare câte Eugenie să mâncăm și au fost. Da, au fost. Au fost oameni în deportări. Deci în deportări, de exemplu, la Târgu Mureș. Suna la ușă la respectivul deportat și ăla când deschidea ușa găsea pe preș mâncare. Sau la Vaslui nu îi lăsa să muncească pentru că i-au făcut destul. I-am avut un domiciliu obligatoriu la șuruburi la Brașov. Toți știau ce am făcut. Veneau cu mâncare la schimbul 3. Eu făceam schimbul 3, eram necalificat. Și veneau cu mâncare și cu băutură și cu de toate și tot mă întrebau, dar ce ai făcut, de ce tu? Adică o solidaritate asta ascunsă a existat. Da, da. Și mă întrebau, dar de ce cauți tu? Că tu ai liceu, ce cauți tu necalificat aici la noi? Uh-huh. Ești băiat deștept din Brașov, ești brașovean. Și ziceam, l-am bătut pe unul, nu aveam voie să le spun ce făcut. Și l-am bătut pe unul și după câteva lume a zis, bă, dar noi nu știm ce ai făcut, mă. Lasă-mă așa, mă, că noi știm. O să vreau să văd cum s-a schimbat viața noastră după, dar mai rămân un pic la ancheta de la București. V-am întrebat dacă ați văzut și o latură umană a anchetatorilor, dar ceva care v-a zdruncinat definitiv, nu știu, v-a arătat ceva din natura umană care nu credeați că există? Au fost momente din astea absolut degradante? Au fost multe. Umilința, nu, bătaia, lipsa somnului, sunt două lucruri, dar, de exemplu, eu nu sufăr să fiu umilit. Poate că... Cred că nimeni nu suportă. Am un ego mai puternic. Pe lângă faptul că te tratau ca... Chiar la un moment dat mi-a zis unul, ești cantitate neglijabilă, fac pe tine și nu știe nimeni. Așa eram, în cantități neglijabile. Ne băgau dimineața la 6 să ne facem obligatoriu nevoile, optinși. Într-un veceu necompartimentat. 4 stăteau pe veceu, 4 se uitau la aia care își făceau nevoile. Eram închiși în... La început n-am putut, eram obișnuit să facem lucrul ăsta și doctorul ne zicea, băi, vă obișnuiți că... N-aveți voie, decât când vreau ei făceai. Da? Tot, da. Deci dimineața la 6 și
Și seara la 6, dacă era între orele astea, n-aveai voie. Aveai o găleată în... Și umilințele astea la care tot timpul îți demonstrau că, că ești cantitatea neglijabilă. Că ei dispun de viața ta. Da, și poți să facă ce vor și poți să, poți să te, te umilească când vor ei. Și unul s-a urcat cu picioarele pe mine pentru că n-am fost destul de prompt să-i răspund la o întrebare. Și a crezut că l-am persiflat. Dar chiar nu-l persiflasem. Îl persiflasem în alte situații, când nu și-a dat seama. Atunci s-a urcat cu picioarele pe mine, m-a călcat în picioare. Eram obișnuiți. Deci totdeauna exista existau chestii care, care te ajutau acolo, care nu mai era la început. Deci ați spus că 100 ați ajuns la București, da, în total. Care era programul, regimul, în afară de... Aveați voie să ieșiți în curte, vă scoteau... Adică timp de o lună de zile ați stat numai în ritmul ăsta dement? Ne scoteau o dată pe săptămână, era o încăpere fără acoperiș, cu plasă. Și trebuia să te plimbi, te închidea acolo și trebuia să te plimbi prin celula respectivă, nu știu, cu tot jumătate de oră, o dată pe săptămână. Știu că la un moment dat au venit... se pare că au vrut să ne împuște și atunci președintele Americii a amenințat cu retragerea clauzei Națiunii Unite de Favorizate și așa s-a ajuns să nu ne împuște ăștia. Dar au venit de chiar la... Credeți că ar fi apăsat pe retragerea? Nu. Erau capabili de orice. I-am văzut supărați rău de tot. Deci... nu, erau sub presiune toți. Toți erau. Tot vreau să afle ce puteau să mai afle când le spusesem absolut totul. Și cred că se făceau presiune asupra lor să scoată tot mai mult, că altfel nu văd cine a fost, aia a fost întrebările, cine a fost șeful, cine a fost șeful, cine a adus armele și cine a adus șpreurile, de unde erau. Se pare că cineva a scris cu niște șpreuri pe primărie. Niște... Ei mergeau pe ideea probabil că a fost o acțiune concertată și că s-a plănuit din timp și că ei probabil nici nu refuzau, că asta a și fost, de asta, asta i-a adus, și a adus sfârșitul lui Ceaușescu, cu faptul că a refuzat să creadă în ideea simplă de revoltă individuală și mai apoi de masă. Vedea un plan, o diversiune în orice. Ei, am mai auzit chestia asta, erau niște domni istorici care... Încercam să-mi povestească ei mie că a fost premeditat. Și am spus, doamne, dar eu am făcut parte din, din evenimentul ăsta. De la început până la sfârșit, n-aveai cum să fii premedit. Nu că iau informații că a fost premeditată, cadre din Partidul Comunist Român au vrut să destabilizeze și nu știu ce. Doamne, eu eram acolo când s-a pornit, am fost acolo pe toată perioada, că n-aveai cum. Și știu că nu exista vreo minte luminată care să fi fost... măcar în fața mulțimii, măcar să ne coordoneze, măcar să... N-a existat așa. Cum s-a terminat calvarul de la București? Au venit cei de la organizații internaționale, știu că ne-au spălat atunci și ne-au bărberit, cred că ne-au bărberit înainte să ne bărberească, au dat cu briciul ăla de bordură, că era tocit, ne-au făcut praf pe față cum ne-au bărberit. A venit să ne viziteze... Da, scuzați-mă, luați-mă, nu știu, s-a întâmplat într-o dimineață că ceva... Ceva, a venit cineva să vadă starea noastră. Cum ne simțim, dacă ni s-au respectat drepturile. Dintr-o dată? Da, v-a întrebat cineva de asta. Da, da, da. Și erau nervoși frizerii ăia că trebuia să ne bărbirească și să ne aranjeze părul. Că eram de o lună acolo și arătam un jalnic. Și erau foarte supărați. Și nu era nicio diferență între anchetatorii ăia și frizerii ăștia. Chiar asta m-a frapat și pe mine. Bă, dar ce aveți, mă, și voi? Și voi aveți ceva cu noi, mă? Și voi sunteți supărați pe noi, da? Păi era familie de servici și erați toți împotriva noastră. Ce v-am făcut de... Da, și au venit unii și ne-au pus niște întrebări pe acolo și cum ne-au... De ele ne-au prelucrat ei înainte, ne-au spus. Ne-a pus să semnăm un angajament de ăla, că vom spune totul dacă se va întâmpla ceva sau... Nu mai știu cum era formularea aia acolo. Și eu am avut parte de un adevărat consiliu când mi-au dat drumul. În față erau generalii de securitate, cu unul, nu mai știu cine, unul șmecher. Într-o parte era procuratura militară, într-o parte era procuratura civilă și în spate, iarăși, erau unii. Și eu în mijlocul camerei, pe un scaun. Și cum îl cheamă pe ăla? General de securitate, nu mai știu cum îl cheamă.
Și la un moment dat, eu aveam un procuror care nu mă plăcea nici cum. Și când mă duceam să-mi semneze mandatul de arestare, tot timpul avea ceva să-mi reproșeze și ăla. Avea ceva să-mi reproșeze și ăla. Și ăla era împotriva mea. Și prima dată când m-am întâlnit cu el, s-a dat la mine. Noi, fiind pregătiți pentru așa ceva, m-am ferit un pic și a zis, băi, frere, nu te feri, mă, că azi te bat, ne uiți. Și a pus mâna pe stilou și a zis, băi, ăsta te doare. Adică mandatul de arestare de 7 zile pe care îl semna el în continuu, știi? Și... I-a strâns numele procurorului? Îl știam, l-am și dat la... Că asta s-a mai întâmplat o chestie. A venit procurorul Robu, dacă ții minte, acum vreo 20 și ceva de ani. Preluase Ministerul Justiției și ne-a adunat la Brașov și a zis, dacă printre procurori sunt oameni care v-au jignit, care v-au înjurat, care v-au bătut, vă rog frumos să-mi spuneți și eu voi face curățenie. Ăsta Robu era primul procuror general al României, da, nu? Da, da, da. Și noi, eu am zis, uite așa, așa, m-a înjurat ăla, m-a făcut așa. Și mi-au adus fotografii de când aveau ei 18 ani, 19 ani, 20 de ani. Când, ce să identifici? Când veneau la închete, erau la 40 de ani. Acert este că după câteva luni, procurorul ne adună la Brașov, vine din nou, eram în sala la primărie, și zice, i-am găsit pe toți. Sunt la Ministerul de Interne, la SRI și în armată. Le-am dat la fiecare ministru câte un dosar ca să vadă, eu voi începe. La 6 luni și s-a spânzurat domnul procuror Robu, au dispărut dosarele, nu le-am mai găsit în veci, era Doru Viorel Ursu, parcă era ministru interne. Măgureanu la SRI. Măgureanu la SRI și mai era la armată Stănculescu. Uh-huh. Așa, cam așa. Și s-a terminat și cu anchetele, s-a terminat și cu dosarele și cu tot. Asta ca o paranteză reacției societății românești de după 90 a instituțiilor. Dar mă întreba și pe mine unul, că tot apărea câte unul și mă întreba, bă, dar ce tot vrei tu, mă, documente? Dar dumneavoastră erați mânat de... Voiați răzbunare? Ați vrut răzbunare? Nu. Sau ați vrut doar pur și simplu... Nu, i-am iertat, am făcut un proces al comunismului, în naivitatea noastră am crezut că putem să facem un proces cu foștii directori de la Roma în care ne-au cerut condamnare. Acum sunt oameni de afaceri toți. Și din 7 sau câți erau 6, au venit unul. Cu bodyguard, parcă cine știe ce am fi putut face noi. Și am zis, bă, noi nu vrem să vă facem rău. Vrem să vă întrebăm de ce v-ați comportat așa la proces și peste tot. De ce ați făcut chestia asta? N-am vrut să ne răspundă niciodată. Și mai mult, am un prieten sârb. Eu am fost la Timok când au vrut să intre sârbii atunci peste comunitatea de români cu tancul. Uh-huh. Eram parlamentar și m-am dus acolo să văd ce se întâmplă. Și m-am prietenit cu un sârb. Și sârbul ăla, după ani de zile, ne-am împrietenit. Sârbii rămân prieteni. Când rămân prieteni, rămân prieteni. Dacă e. Și mi-a zis, Florine, dacă ei ne făceau așa ceva nouă, noi le tăiam gâtul. Nu îi băgam în pușcărie. Noi le tăiam gâtul. Și familiile lor n-ar mai fi putut să facă legea în societatea românească. Asta e de fapt problema, că au proliferat sunt după... Voi, la voi se confundă bunul simț cu prostia. Nu. La câte a suferit, cât, numai ce mi-ai povestit tu mie, și sunt sigur că mai sunt și altele pe care nu vei spune niciodată. Sigur. Îi omoram pe toți. Spuneți-mi cum s-a terminat până la urmă, că n-am înțeles. Când a fost momentul în care ați ieșit din pușcărie din București și ați luat drumul spre casă? Păi ne-au dus cu dube, cu autobuzele. Deci după acel moment în care v-au tuns și v-au... Da, am mai stat un pic acolo, mai stat vreo 2 zile. Au mai rărit-o după aia cu... A fost un moment critic ăla cu lipsa somnului. Atunci nu știu ce a fost... Atunci când n-am dormit 3 zile, aia a fost dusă la extreme. Nu știu ce s-a întâmplat în perioada aia de... Au fost atât de activ și de răi, că au fost răi. Au combinat un pic și bătaia cu tortura psihică, nu știu, nu mai aveau răbdare, nu... Se vedeau că nu sunt profesioniști în abate. Uh-huh. Că dădeau niște pălmuțe, niște... Nu erau de acolo, pe lângă meseria și aia pe care avusesem la început. Ăștia erau amatori. Da, ne descurcăm cu ăștia. Da. Ei nu știau că nu eram fezandați. Antrenați, da. Eram antrenați, da. Am scăpat, ne-a dus cu dubele,
Țin minte și acum că stăteam, nu cu dube, cu autobuzele. V-au eliberat pe toți 100 deodată? Nu. No, pe rând. Uh-huh. Pe rând. Bătrânii și copiii întâi. Copiii însemnând adolescenți, nu? Că da, care era mai fost și un grup de 16 ani. 16 ani? 16 ani. Au prins pe copii un grup de 4 sau 5 adolescenți. Și după a vrut doi dintre ei să și fugă, i-a prins că a vrut să fugă la Sărbi. De ce au luat și copii? I-a luat și a și bătut de ei, i-au nebunit. Serios? Da, dar conta pentru ei, dacă ei au lovit mama aia în burtă până când a avortat. Adică mai conta că bate un puș de 16 ani sau de 17 ani. N-aveau nicio treabă, erau de acolo, de unde trebuia. Și aia zic că ne-a dus ca pe banchete să nu... Cu aceleași dube? Cu autobuze. Autobuze și stăteam, nu lângă geam, stăteam... Dar în timpul ăsta de detenție, rudele dumneavoastră au încercat, mama dumneavoastră a încercat să vadă unde sunteți, să... N-avea cum. Ați primit vreun semnal? Da, ce? Nu. Mătușa mea care lucra cu securiștia de le dădea, a încercat să pună o întrebare și a zis, doamnă, vă rog frumos, nici să nu întrebați. Mama lui Deneș, care a fusese maghiarul, care fusese... lucra la hotelul partidului și bucătărea sa lor și le-a zis, stai în banca ta și vezi de treaba ta. E foarte grav ce s-a întâmplat. Păi nu aveai cum să te... Nu aveai cum să te... Să afli despre... Și mai erau, de exemplu, pentru că cele mai... Suferințele mari nu au fost ale noastre, au fost ale familiei. Noi eram resemnați, știam că luăm între anii respectiv care... Așa știam ce se întâmplă, eram resemnat, dar ne gândeam ce pățesc familiile acasă. Nu știați nimic de acasă? Mama mea a dormit aproape o lună. Lăsau vecinii ușile deschise și intra noaptea, stătea pe scaun, nu zicea nimic, pleca. Lucra la o magazie și intra câte unul și zicea, am auzit că i-am pușcat. Sau am auzit că i-a iradiat. Deci trăia într-o tensiune și toate familiile, mai mult... celor căsătoriți, femeilor li s-a pus în vedere, ori divorțează, ori îi urmează în deportări pe cei care au fost deportați. Asta o să vorbim în episodul următor despre viața de după, deportările și așa mai departe. Dar îmi spuneați că v-au suit într-un autobuz și v-au trimis spre casă. Da, ne-au dus aici. Câți erați în drumul de întoarcere? Da, nu era mai mult de 15, eram puțin. Eram puțin, știu că am avut și înainte să plec, eu luasem, era frig în celulă și maghiarul îmi dăduse vesta lui să stau că era frig și n-a vrut să mă lase să-i dau vesta. Și ne-am cam împins acolo un pic, s-a creat așa un carambol și mi-au pus iarăși cătușe la mâini și iarăși mi-au tras o mamă de bătaie atunci că am vrut să-i dau lui Dăneș vesta. Cam astea a fost... Și ați plecat cu un autobuz alarmatei sau... Nu mai știu ce era, că... Nu mai știu. Un autobuz normal. V-au spus unde vă duc? Da, ne-a spus că ne duc la Brașov. Și ați crezut? Da. Da? Da. Ne-am dat seama după... Ați dat o declarație finală, ceva de final? Am dat o declarație, că asta vă spuneam, că vom raporta tot, dacă vom vedea că se întâmplă ceva, să le raportăm repede ce se întâmplă. Am sunat o chestie de genul ăsta. Și mai mult asta vă spuneam cu când am terminat cu aia, când m-au pus cu scaunul acolo și m-a întrebat generalul de securitate ce fac. Și eu zic, păi eu vreau să dau la drept. Și procurorul ăla, care nu mă iubea deloc, a zis, bă, n-ai calitate morală tu să dai la drept. Și a zis, bă, dar lasă-l mă în pace să vorbească, că acum... Și mi-a zis, domnul Pustache, n-aveți până nu uită partidul ce ați făcut, că... Ați făcut un lucru urât acum, na, vreți să mergi și la facultate? Și știu că acolo unde era... Bine că nu le-a zis că vreți la facultatea partidului. Le-aș fi spus orice să plec de acolo, să scap de ei, că unde lucram acolo la muncitori necalificați. Ați înflorit ceva doar ca să scăpați? Adică ce au vrut să... Ați scris și ce au vrut ei? Nu, am scris, am făcut pe prostul. A, da? Da. Deci mă gândeam noaptea ce am declarat, am făcut. N-a zis că eu citesc Cei Trei Mușchetari, Vicontele de Bragelone, de astea Mark Twain, de astea Nașul spunea, Umberto Eco, numele Trandavierului, altele de astea, mai mergi, mă duc. Eu ziceam, nu mai fac, ăla zicea, mă mai duc. De fiind, desfăceam un profil psihologic bănuiesc și în funcție de aia. Dar trebuia să fii atent
seara când înainte să adorm, mă gândeam toate interogatele de ruram, da? Da, au încercat să vă determină să spuneți să despre unul și celălalt, să vă încalece declarațiile, Nu, pentru că știți ce s-a întâmplat? La început n-am dat nume. În prima zi cât am fost în arestul de la Brașov. Și în a doua zi i-am văzut pe cei din Dubă și ne-am dat seama că sunt cazurile grave. Și atunci am zis... Nu mai avea nicio rost, da. Avea rost să mai ține. Mi-am zis, da, am fost cu nașul. Mm-hmm. La urmă l-am văzut și pe maghiar că a venit acolo. Noi l-am tot... L-ați protejat, da. Care e al treilea? Știau care e al treilea, dar vreau să vadă dacă mințim. Și dacă scriam, nu știu noi ce e al treilea. Și el spune, scrie acolo, menționez am mințit. Auziți, dar ăștia 100 cum v-au ales? Nu. Ce calitate, ce vă unea? Ați fost în primele rânduri, ați fost agitator la fabrică. Niciodată n-am știut și pedepsele cum au fost stabilite. Că nașul, de exemplu, a luat 2 ani și 6 luni. Ungurul ăla 6 luni, eu n-am luat nimic. N-ați luat nimic? Nu, eu am fost cu domiciliu obligatoriu. Dar procesul când a început? În decembrie, nu? 2 decembrie, da. Da. După ce ați fost eliberați? Da, da. Aha. După ce ați ajuns acasă. Da, da. Haideți să vorbim despre... întoarcerea acasă, despre revederea mamei și despre viața de după în episodul următor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Pe data viitoare.